Poate aveți un accesoriu pe care îl puneți mereu ca să meargă bine ziua respectivă la eveniment. Da. Există un inel, acesta, pe care îl am de zeci de ani. El este norocul meu, să zic așa. L-am primit cadou de ziua mea, pe 23 august în anul 2003. Deci sunt niște ani de atunci -a, -a. și am senzația că acest inel mi-a mi duce noroc. <fie> Niciodată nu, nu l-am scos și, încă o chestie care e foarte interesantă, când mă îngraș un pic mai mult, văd că nu mai uh, uh, inelul poate fi scos de pe mână și atunci mă pui la slăbit ca să pot să mișc inelul de pe mână să nu fac rană la diaget și să știți că uneori slăbesc și din cauza inelului. <fie> Pentru că... Așa dați seama, că sigur, da, când mă îngras sau slăbesc. Da, este, este o bijuterie la care țin foarte mult, este foarte elegantă, este discretă și cred că ea mi-aduce noroc de fiecare dată când intru pe scenă. Norocul mai vine și în momentul în care plouă. Dacă afară, este furtună ploaie torențială, atunci eu am cel mai mare succes, atunci parcă se deschid cerurile, atunci mă simt artist adevărat, da, nu mai mult nici mai puțin în mai, când am avut primul concert aniversar anul acesta la Chișinău, la Teatru Verde, șase mii de locuri a plouat până la ora 19, furtună, n-am putut repeta. N-au venit oamenii, stai un pic, la ora 19 trebuie să înceapă spectacolul. De la ora 10 de dimineață, furtună, ploaie, în Teatru Verde la Chișinău, în mijlocul parcului din Chișinău, și a plouat în continuu până la ora 19. La ora 19 s-a oprit ploaia, a venit așa, Soarele, dar spre apus, cum ar fi venit la ora 19. Și basarabeni au început să vină unul cât unul cu perinele de ploaie, cu umbrele, și am început la 8 jumate spectacolul, o oră jumate întârziere, până s-au adunat 6.000 de oameni. Dar au venit pregătiți, da, după ploaie și furtună, am avut cel mai mare succes După plai și furtună vine soarele Și totul este bine și în regulă Vă mulțumesc mult de tot Și eu mulțumesc, Plaiteh, vă îmbrățișez Să fiți sănătoși și să aveți o iarnă frumoasă Să cântați colinde Să ascultați cântecele mele de Crăciun Și să împotobiți bradul Așa cum o fac de peste 25 de ani